Să spun un lucru, să te și întreb, dar să spun ceva. Tu știi ce mi se pare, foarte îngrijorător la Universitatea Craiova? Foarte îngrijorător. Nu la Universitatea Craiova? Nu, lasă că nu poate să alege. Nu, mi se pare altceva. Au reușit, în doar 13 etape să-l transforme pe Mitriță dintr-un jucător lider și un jucător strălucitor într-un jucător banal. În doar 13 etape. Mă uitam ieri la bietul Mitriță, care e clar că are calitate, nu poate să mai iasă, ca și cum, mai înțeles, este tras pur și simplu de echipă înapoi și pur și simplu nici el nu mai poate să iasă deasupra. Deci pe mine, Sorine, asta mă îngrozește. L-au transformat pe Mitriță într-un jucător normal, banal, din liderul și din jucătorul care de la început jucase, făcea diferența. Am văzut, vedem în ultimile etape un Mitriță care scade tot mai mult, pentru că pur și simplu, nu, pur și simplu am senzația unor că nici n-are cu cine să joace. E resemnat. Sorine, cum ți s-a părut Mitriță? Ba da, mie Mitriță mi s-a părut resemnat. Da, a jucat foarte să... Nu, resemnat, Sorin, ăsta e cuvântul, resemnat. Iar eu ți-am spus, tot ce s-a întâmplat cu Universitatea seară este și... acestui fapt, adică o confirmare a acestui fapt, că el a fost într-un moment slab, n-a jucat bine, a mai lipsit și Bancu. Deci Mitriță și Bancu sunt, nu știu, dar o echipă nu merge cu două motoare, dar oricum, împreună sunt motorul acestei echipe și în funcție de atitudinea lor și de starea lor de concurs, atunci și echipa are o prestație bună sau o prestație... Sorine, am văzut un Mitriță banal aseară. Este pentru jos. Că... Hai să pun greșesc cu ceva? Nu greșesc și eu pun punctul pe ei. Dom'le, echipa asta, cel puțin cum este la momentul ăsta sau ce are la dispoziție, nu poate să joace un pat. Ei aici nu înțeleg. Un 4-3-3. Nu este o... nu are jucător pentru așa ceva, în primul rând. Chiar dacă, eu știu... Ai niște jucători cu care te mai prezinți, uite cum e o bandă, de exemplu, de tipul lui Bancu și te susprinde, sau Mitriță, chiar dacă este un... Este ținut prea în tușă, deci, și asta este o idee... Cine ținut prea în tușă, Mitriță sau cine? Mitriță, astea sunt ideile clare, ideile tactice ale lui Papură. Papură este un antrenor care tot timpul cere... ca jucătorii lor, lui din în atac, să spunem, să stea foarte mult în bandă, să deschidă mult la margine. Ori o chestie din asta în care tu îl fixezi pe Mitriță într-o poziție și nu-i dai o libertate în joc de a se exprima, ci doar să stea acolo, sigur că e la nostru. Pentru că nici adversarul nu e fraier, nu o să lase niciodată pe Mitriță doar cu fundașul respectiv dreapta și să facă Mitriță ce vrea el. Nu? Îl întârzie puțin și aduce dublaj. E o chestie pe care eu la un moment dat chiar am avut o discuție cu Cornel, apropo de, era jucătorul ăsta Mihailă, care a fost la noi și acum la Parma și așa ceva. Și el l-avea la echipa a doua. Și îmi spunea despre el și așa, l-am văzut, parcă îmi place, dar mi se pare prea izolat acolo, nu ca așa să stea acolo, că să pe bine fac, depinde joci, deci, depinde cu cine joci. Deci Papură practic îl izolează prea tare? Îl izolează prin ideea lui, ceea ce cere el la jucător. Stai în tușă. Ori sunt jucători cum este Mitriță, cum este Rogulic, așa cum l-ai băgat. Dă-i mai multă libertate, să poată să intre, să ceară mingea în centru, să intre în niște combinații, dacă tu îi ții foarte la... Este un 4-3-3 din ăsta pe care niciodată nu... Pentru că noi nici fundași, atacanții noștri care îi avem la ora asta, și Marcovi, și Colici, și Ivan, care ar mai putea să ajungă acolo, nu sunt într-un moment foarte bun și ei nu se pot descurca niciodată, așa cum ce a fost partida asta. Sorine, mai bine l-a duci pe Atanas Strică, pe cuvântul meu, domnule. Frate, îi dai de o șansă lui Atanas Strică. Robert, îi dai nici, o șansă. La cum arată? Strică nu face nimic ca 1-3 sau cum au fost ei. Așa. Sorin. La momentul ăla nu poți să joci doar cu un atacant. Nu au disponibilitate, ei nu se pot descurca niciunul contra 2. Colici în tribună, iar o decizie curioasă. Colici în tribună, Sorin.
Nu știu, acum Vivi a atenționat ceva clar pe care eu, de exemplu, ieri când am dat un interviu lui Eduard Apostol și am discutat așa cu el și m-a întrebat despre partida cu Petrolul și a zis, băi, este o partidă care vine după vreo două săptămâni de pauză. Acum nu știu fiecare cum a... Asta cum a gestionat. Chestit, bravo, gestionat. Cum și-a valorificat momentul ăsta de vână. Nu știu ce a făcut Petrolul, ce a făcut Universitatea. Depinde foarte mult jocul ăsta. Bă, spune eu, Sorinaccio. Sorinaccio, Petrolul a făcut antrenamente fizice, a făcut, are un preparator spaniol foarte bun, a făcut ciclu săptămânal, a făcut un meci amical la Buzău. Sorin, o întrebare.